fericirii domnului Răzvan. Mulțumesc. Pentru că a avut nunta acum de câteva zile. Și vreau să mai fac acum un chef. În urmă, consider că este necesar să felicităm și noi, să urăm multă sănătate, să le urăm sănătate la amândoi. Mulțumesc. O căsnicie fericită. În toată lumea. Să le dea Dumnezeu copii frumoși și sănătoși. 5-6. Și să își îndeplinească toate dorințele care le... Frumos ca mireasa. Băi. Acum să începem cu ședința noastră, ordinară. Dispoziția numărul 641 din 18.08.2017. Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru data de 23.08.2017, ora 10. Primarul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, întemeie la articolul 68 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu completările și modificările ulterioare, dispune: Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară în ziua de 23.08.2017, ora 10, la ședința Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de 8 metri pătrați, C3, nu înțeleg ce. Construcția 3, e un cor. Un cor din imobilul Cămin Cultural. Doar 8 metri pătrați dintr-o cameră. Într-o cameră, da. Din imobilul Comunului Cultural al Comunei Ștefan cel Mare, imobil ce face parte din domeniul public al Comunei, inițiat de primarul Comunei. Și la punctul 2 divers. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Dacă, dacă mai aveți alte probleme pentru ordinea de zi. Mai vreți să mai rezultăm și diverse. Deci abține nu sunt, potrivă nu sunt. Vreți să începem? Eu zic că e mai bine să ne explică doamna secretară. Ce este vorba despre cererea domnului Iantu Florin, care a fost aprobată de către Consiliul Local în ședința anterioară, prin care solicită, prin care solicită închirierea, de fapt, prelungirea contractului de închiriere a spațiului Cămin Cultural, unde își desfășoară activitatea de cablu TV. A, mai mult acolo. Da. Și dumnealui a solicitat prelungirea. Prelungirea. N-am putut să facem prelungire pentru că... Și a schimbat numele, am înțeles. Nu, i-a expirat contractul și nu, nu putem să facem negociere directă, ci trebuie să scoatem la licitație din nou, să facem procedura de licitație. Procedura care este mult mai complicată, ar fi fost mult mai bine dacă ar fi fost prelungire a contractului, dar asta e. Și acum trebuie să o luăm de la capăt, cu aprobarea studiului de oportunitate, cu aprobarea regulamentului, de privind licitația, regulament care se constituie, prin care se constituie dispoziția de licitație, hotărârea Comisiei de licitație, apoi instrucțiuni pentru ofertanți, contractul de închiriere cadru, deci proiectul de contract de închiriere și caietul de sarcini, care presupun întreagă documentație. Nu știu dacă o să pot să dau citire tuturor documentelor. Eu le-am atașat, le aveți pe masă. Cine este interesat, poate să studieze. Și proiectul de hotărâre spune așa. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu construit în suprafață utilă de 8 metri pătrați, C3, construcția, parte din imobil Cămin Cultural Ștefan cel Mare, situat în intravilanul satului Ștefan cel Mare, județul Bacău, cu destinația spațiu, prestări, servicii. Se aprobă documentația de licitație conform anexei 1, 2, 3, 4 și 5, ceva mai expus mai devreme, studiu de oportunitate, regulamentul, instrucțiuni pentru ofertanți, caietul de, contractul de închiriere și caietul de sarcini, care sunt parte integrantă din prezenta hotărâre. Închirierea se va institui prin licitație publică persoanelor juridice române și străine de drept privat, de prestarea activității menționate în următoarele condiții. Destinația pentru prestări servicii, durata închirierii 5 ani cu drept de prelungire în condițiile legislației în vigoare, chiria anuală, un preț minim de începere a licitației, care trebuie supus atenție Consiliul Local și aprobare. Primarul a hotărât a fi 2,7 euro pe metru pătrat, pentru că acest preț a fost stabilit până acum. Deci prețul ăsta am avut închiriat acum, în același. Acum, cum?
Dacă am avut, nu putea să mai și avem. Da, deci de aici începe prețul minim de pornire a licitației. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu acest preț sau puteți majora, dumneavoastră hotărâți. Și apoi se împuternicește primarul comunei Ștefan cel Mare să semneze contractul de închiriere. Cu ducere la îndeplinirea prevederilor prezente hotărâți, se încredințează primarul comunei prin avarașul de specialitate. Deci asta este proiectul de hotărâre. Dacă dumneavoastră... Deci ideea e că prețul să fie stabilit prin hotărâre, durata contractului, restul caietul de sarcini, se studiu de oportunitate, procedura de licitație, sunt documente prevăzute de lege. Nu. Da. Deci, dacă vezi... Dacă îmi permiteți, minim și maxim cât e? Păi minimul, prețul de... Noi stabilim minimul. Minimul. Domnul Domnică, dacă îmi permiteți, ce se întâmplă? Noi, să spunem, ridicăm prețul. Ridicăm noi prețul, ridică și prețul la oameni, și tot oamenii zbada, tot oamenii suferă. Deci, nu, e vorba despre care acum el... el recomendează NRI-ul, altceva. Da, am înțeles, da, 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 nu-i. Cu prețul ridicat la, la serviciul lui. Da. Ce treabă are NRI-ul? Mai, da, mai este o problemă, domnul președinte, apropo de spațiul ăla. Mă gândesc că acel spațiu, dacă n-ar fi ocupat de ceea ce, de cel care este acum, sau altcineva, la un alt preț, am găsit noi... Să-i dăm o altă utilitate dar la un preț mai găsim? Nu avem, poftim. Nu. Să-și caut el pe piața privată. Nu, dar vreau să spun că n-am... Nu, 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 primăria. Nu, evident, evident că nu. Credem că e așa mare valoare acolo, nu, în cameră? Nu, asta și în primul rând, băiatul ăsta a făcut o investiție acolo. Iar dacă ar fi o chestie, ar trebui să-și mute toate antenele, să-și mute toate alea, pentru ce. Dar, până la urmă... Alian, dar am înțeles că nu e vorba de curtea unei aliantele, e vorba de spațiu. Păi de da, aia de copii, domnilor consilieri, aș vrea să vă înscrieți la cuvânt, să discutăm civilizat. Organizat. Nu toți, organizați. Ca la nu. Da. Vorbim tot, nu înțelegem niciunul. Uitați, domnul Marin, să înscrieți la cuvânt. De principiu am observat că s-a aprobat acest proiect. Dar eu pot să argumentez altceva. Acest operator, să spunem, nu vorbim despre persoană, de societatea respectivă, este mediu privat. Putea foarte simplu să-și caute mediu privat un spațiu, să plătească acolo cât consideră dânsul sau cât îi cerea ăilalți. Noi, pe viitor, ne-am gândit și am discutat de nenumărate ori că căminul virgulă, cultural este destinat pentru alte chestii, nu pentru de asta... comercial. Că așa și eu aș, sau o altă persoană, mâine spune să mai închiriem 20 de metri pătrați de acolo, să fac un bar, sau eu știu ce, desen tehnic. Ca atare ar trebui să ne debarasăm de practicile astea, hai că e băiat bun. Nu, dar dacă vreți așa ca o paranteză, acest domn este un invazionist, de asta nici n-are la societăți și le schimbă fiecare an, de-aia nu putem să-i prelungim noi contractul, doamna secretară. Dar nu e vorba de prelungire. Nu, deci nu discutăm despre... Nu, dar hai să vedem, intrăm pe tablou... Nu, stați un pic, deci este... Evazioniștilor la Bacaul, de ce de ea? Noastră, nu, deci da. Noi, nu, este vorba despre o cerere depusă în Consiliul Local, aprobată de Consiliul Local. Da, noi trebuie să-i dăm curs acelei cereri sau în organizarea unei licitații. Cei corect. Interesați trebuie să, deci, să depun 3 oferte. De către 3 cetățeni. Cine este interesat? Deci noi nu spunem că gata, închiriem lui Iancu. Deci cine vine, depune. Noi facem anunțul în, tocmai de aia, procedura, cuprinde și anunțul. Anunțul se publică în 3 ziare. Cine este interesat? Iancu, eu știu, alte persoane interesate pot să participe la licitații. Da, pe 8 metri pătrați ăștia nu spune că trebuie să-l închiriezi strict pentru televiziune. Poți să fii și un bar, da? Poate să vină alții să plăci să-l facă bar acolo. Pentru prestări servicii. Eu, de exemplu, îl dă 2,7 euro pe metru pătrat. Eu vin și vreau să-l fac un bar, dau 20 de metri. Păi 20 tocmai, de euro. Tocmai, în asta și l-am luat eu. În tocmai în asta constă licitația. Deci vine Iancu, vine domnul Marin, mai vine domnul X. Dar trebuie găsit o oportunitate să nu scoate spațiu, să-l dăm. Să rămână strict destinat căminului cultural. Păi, eu am zis de procedura de licitație ca urmare a cererii depuse de către cetățean. Nu, asta e punctul meu de vedere. Din Consiliul Local. Da, da, corect.
E al meu. Nu spun ce, ce au de gând ceilalți colegi. La licitații participă trei ofertanți. În cazul în care nu participă, licitația se va amena. Va fi un alt termen de depunere a ofertelor. Nu participă nici de-a două. Nici măcar 100 de euro. De lei. Și ca atare, la ce să ne muncim noi? Comisii? Nu și-a acoperă nici curățenia. Eu știu ce mai deranjează el pe acolo. Noi am plecat de la prețul stabilit, da, care a stabilit prin hotărârea... Trebuie să fim foarte atenți cu... E, bă, e privat, an... să-și caute mediul privat. Nu mai facă cere să ne intoxice pe noi cu... Bine, dar i-am aprobat. Să ducă la Băinaru, să-l primească într-o cameră de-a lui, care e camera lui, are 24 metri pătrați. Nu 8 metri, cât are el nevoie. Da, eu da, asta da, e punctul meu. Ați terminat? Da. Da? Domnul... Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Marin dacă știe unde e camera asta. Nu mă întreba, Maria, că nu ești abilitat să mă întreb tu dacă știu. În condiții, în cazul ăsta, ar trebui să... Puneți-te mai deci, pe tine, nu mie. Eu nu sunt la chestionarea. Deci, părerea mea, și am dreptul să, să am și o părere, da? Dar în condițiile astea, ar trebui să scoatem afară din cămin și poliția locală. Poșta. Ar trebui să scoatem și poșta. Da, ar trebui să scoatem... Cer mie, cer la toți colegii, păi părerea ta, părerea. Eu am pus-o pe a mea, tu o pui pe a ta. Dar eu îți dau un răspuns. Dar nu mi-e la părerea ta. Am dreptul. Da, bineînțeles. Să te contrazic. Deci, măcar dacă știai unde este camera aia, cu siguranță știu. Nu știu. Știu mai mult decât. Deci, hai să scoatem și poliția locală, hai să scoatem și poșta, hai să scoatem și sediul la poliția care e... Cerca 10. Una e persoană juridică privată. Ca penelist, eu aș fi vrut să fii fi gândit altfel. Ca penelist să genereze mii bani, dar eu știu că nu, astea nu sunt bani, Mariani, 1 milion pe lună. În condițiile dacă în care, știi valoarea banii, exact cum a spus doamna secretară, în condițiile în care sunt oferte și cineva vine și oferă o sumă mai mare, se acordă persoanei care vine și ofertează cel mai mult. Corect? Dacă îmi pare rău, domnul Marea, să-ți mai spun ceea ce... Eu știu unii cele 8 metri pătrați, să-ți spun eu ce nu știi tu. Ia. În mandatul anterior, noi am discutat aici care sunt din colegi și aduc aminte, că pe viitor, căminul cultural o să-l dea în chirii total. Și ăla poate nu-i convine, ca noi am închiriat acum, cine e responsabil de căminul ăla, da? Că nu o să avem noi primăria la infinit, bani să întreținim. Are și o perioadă de reziliere. Păi n-auzi că e 5 ani, el dacă o semna pe 5 ani, cum să rezilieze? Nu semna nimeni, nu semna nimeni. Păi, pentru licitație așa pregătim proiectul, pe 5 ani. Dar aici scrie că se face verificarea anual. Deci, să prelungește un pic. Păi poți să faci consecvent, anual... După 5 ani. Da, subsecvent, pardon, nu consecvent. Da. Da, de fapt asta e. Asta este mentalitatea. Hai să, dacă ăsta este acolo, să-l zăpăcim. Dați-mi voie să vă comunic. Domnul Croitoru trebuie să ajungă neapărat la Piatra Neamț. Dacă sunteți de acord să nu... Da, nu e nicio problemă. Nu e problemă. Da. Terminați. Da, domnul Costică să vă mulțumesc. Haideți să vă mulțumesc. S-a scris la cuvânt? Domnilor, m-am înscris. Ce a spus? A fost atent. Disciplina. A fost atent. Domnilor consilieri, eu am o altă părere despre problema asta cu Iancu, cu televiziunea. Având în vedere că oamenii ăștia, indiferent cât de dragi ne sunt sau nu ne sunt deloc dragi, îi deservesc niște interese ale comunității noastre. Televiziunea face parte integrantă tot din capitolul culturii, dacă vreți. Fiindcă aduce la casa fiecărui om o bucățică de cultură. Faptul că acești oameni au făcut o investiție, așa cum sublinia, mi se pare, domnul Maria, este greu acum și dacă ne-ar găsi niște oameni din Bogdana sau din, mă rog, pe valea sa, să audă că am pus la cale desființarea televiziunii, ar țăpa și ar sări în capul nostru. Adică să legăm problema asta și de interesele. Ei slujesc interesele și lumea s-a obișnuit. Ce-ar fi acum să oprești stația TV de aici, că nu mai are voie, că nu s-au înțeles asupra licitației, asupra contractului. De unde în posibilitatea consilierilor să desfințeze o societate? Domnul Reileanu, deci n-are voie. Deci stabilim noi dacă la Consiliul Local, dacă da, mai funcționează sau mai funcționează. Dar ce eu cer de desfințare? Păi, te-ai luat după Marin, că ce asta vorbește? Eu am spus despre spațiu. Marinică, nu te, nu
te supăra pe mine. Da. Nu beneficiez, nici nu locuiesc deocamdată în această comună. Locuiești în oraș. Beneficiezi de televiziunea din oraș. Ai să devii tu cetățean cu drepturi de pline. Și atunci ai să vezi ce ar însemna de să stai în cap. Legat de această problemă, de faptul că lumea s-a obișnuit cu televiziunea, așa cum e serial, bună, păi ei vin pe stâlpul, sunt lumea, probleme, să mai rezolvă. Înțelegeți? Și să mai beneficiază încă de acest cablu de televiziune pe care noi îl discutăm astăzi. Și eu sunt de părere să, așa cum am aprobat și cererea, parcă a spus doamna secretară, să aprobăm și desfășurarea în continuare a procedurilor astea de licitare, de... Domnul Cosmin, poate venea cineva, altă societate, nici o problemă, dar nu poți să lași fără cablu comună. Nu. Că ar fi, asta a spus mai înainte, prima dată. Păi nu poți să lași, că s-ar urca lumea în cap și a zis, băi, dar voi acolo de asta sunteți puși, să ne ajutați sau să ne... Îmi dau acela televizor, mi-i bagă la vacanța mare, cu spuneați mai înțeleg. Și având în vedere că sistemul de transmisie a țării noastre, bun, rău, așa cum este, lumea... Nu, că poate emite și să-și facă el un spațiu de 8 metri pătrați. Nu trebuie să judecă. Nu știu dacă e mult sau puțin, 100 de lei pe lună, dar contribui la bugetul local. De acolo 100, din altă parte 100 și uite așa strâng picătură cu picătură, așa se iar ținând cont de căminul cultural, nici o treabă la repartă asta din statul unei poștă, pe deterioră, mă rog, cu căminul, nu știu, cine zicea, domn Valeru, ce-am face noi dacă i-am dat afară din cămăruța aia, că de-abia ai luat să te întorci? Ce-am face acolo? Poate ar face, eu știu, un vestiar pentru fete, dar au acolo pe scenă, i s-a creat condiții, s-a făcut grup sanitar, deocamdată nu se pune problema că acea cameră este absolut strict necesară căminului cultural. Dacă vine doamna maestru și la noi, era cu camera lui dumneavoastră. Ca urmare, mă declar de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Da, domnul Sârghe. Eu zic că să începem cu începutul. Această societate a făcut o solicitare către primărie. Primăria, prin primar, a hotărât că este dispusă să ofere acel spațiu. Nu poate să-l ofere prin decizii proprii, s-a adresat Consiliul Local. Primăria poate să facă următorul lucru. Când a pus la dispoziție, așa cum scrie la curtea cu aia vechi, cu așa că își arogă calitatea de a-și alege clienții, așa și primăria stabilește. Deci nu poate să fie, dacă vrea să facă bar din star, nu, zic eu, nu știu, dacă vrea să facă WC-ul public din star, nu, sau eu știu altceva, deci a hotărât că acest lucru se poate întâmpla. Și foarte bine. Și este foarte bine. N-are nicio legătură cu situația lui economică, că e, eu știu, evazionist sau mai știu eu ce. Iar și chestia asta e falsă, că dacă nu mai are spațiu, sunt spații, poate să-și găsească în altă parte. Nu am spus că dacă primăria nu-i mai acordă spațiul ăla, ăsta trebuie să închidă. Găsește la mine sau la dumneavoastră sau nu știu în altă parte, sau își face. Deci nu legăm niște lucruri care n-au sens. Legăm lucruri că dacă nu o să fii în spațiul ăla, o să moară iamă. Găsește din altă parte și să închidă la școală, la poliție, la un om. E mai greu ca să mute, asta e. Dar nu s-a legat de antene, aia e altă, vă, nu s-a pus în problemă unde sunt montate stațiile de recepție. E vorba de spațiu, unii caserii, de fapt, dar un scaun, un televizor. Femeie care... Deci asta poate să facă primăria, spun, dom'le, nu fac bar, nu fac WC-ul, nu fac nu știu ce biserică, nu știu ce nu fac acolo. Asta dacă a considerat că se poate. Iar ăsta este prețul minim care s-a stabilit. La licitație poate să aduc și la 100 de euro metru pătrat. Care e problema? Se scrie și domnul Marin și 200 da. De euro. Mulțumesc. Cine mai vrea să discute? Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Sunt de acord? Cine ați? Domnul Marin? Nu sunt de acord de principiu. Am spus că a luat hotărârea atunci trecută. Dar eu mă refer că prețul ăsta minimal și dacă este singur, noi trebuie comisia de licitație să ia în calcul cât dă el. Și să-i facem contract pe cât dă el. Păi cum? Dacă nu vine nimeni, nu ne aduci tu primăriei cu arcan. Dacă vine singur, vine singur. Și punct. Îi dăm cu... Noi ar trebui să ridicăm pragul de 2,7 metri pătrat, că e agent economic și are bani. Noi nu facem aici asistență socială cu agenți economici. Dumneavoastră puteți să propuneți un preț. Păi eu propun un preț plecând de la cel puțin 10 euro pe metru pătrat.
Și vreau să, să stipulez acolo. Da, ce a spus? Să supunem la vot prețul dumneavoastră. Asta e altceva numit. Păi așa am și spus. Asta e altceva. Eu așa am spus. Cu, să genereze venit mai mari pentru da, noi, toți cetățenii beneficiem. Eu n-am zis că nu. O să supunem la vot propunerea dumneavoastră. Că noi nu facem asistență socială pentru agenții economici comunale. Deci eu am dacă-i conveni, conveni, dacă nu, asta e. Păi ce, antena 1 sau dacă voi extrapolăm cu televiziuni mai mari, le dă primăria capitalii spațiu de unii emit ei, de-aia nu are Bucureștiul televiziuni? Domnul președinte, la licitație, dacă este singur și ai pus 100 de euro și dacă nu s-a judecat, ești obligat să cobori, îl pai 90, 30, nu, 20. Da, dar nu se mai coboară, nu se coboară prețul. Prețul stabilit, ăsta este prețul minim de pornire la licitație. Și dacă nu se... Deci prețul ăsta de 10 euro... N-ai voie să-l mai micșorezi. N-ai voie. Deci dar dacă nu s-a loc, nu se... Nu ne chinezi. Nu ne chinezi dacă e sigur. Asta e. Asta e. Da. Eu vă spun că așa este. Bănci, îmi scot apartamentul, nu dau 100 de euro, nu s-a vândut, îl dă cu 80. Asta înseamnă că nu vii nimeni de asta, coboră la 3 ședințe și scade cu 200 de euro. Păi el e singur. E singur. Da. 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 Ce spune domnul Puiul, el știe, care are parchet. Și la noi la pădure aceeași chestie. Deci pleacă la licitație, să nu pleacă de la un preț. Așa. Nu s-a cumpărat stadiul. Bine, nu coboară prețul. Da, da, da. Da, da, aici pentru contractare, gata. Nu-i pentru licitație. Da, pe iar prețul crește, și... dacă sunt mai mulți licitați, crește prin licitații. Da. Doi, da, șapte, noi nu avem motive să scădem la preț, să venim unii vrea el, să ne aduc unii vrea el. Da, nu, el a stabilit primăria, nu el a stabilit prețul. A fost un revier. Eu știu și eu și azi faci un chirie, știu cât plătează. Trebuie de la procedură. Mai la oraș. Ne agățăm de o cifră. Da, e recomandat. Dacă sunt 20 de licitanți, să faci prietul singur la Iași. Azi, bă, crea și locuri. E unul singur. Domnul consilier. Da. O să supunem la vot propunerea lui domnul Marin. O supunem la vot, mă, ce o zis? Așa, și o supunem la vot și propunerea care unde a plecat. Cu cât a fost înainte? 2,7 euro. De când datează contractul ăsta? Din ce an? Care a fost expirat, e terminat contractul. Nu, dar cât o? Pe ce perioadă a fost făcut? 5 ani. Deci în urmă cu 5 ani. Asta ar fi... Până 2016 a fost. Da. Și minus 5, 2010-2011 s-a încheiat contractul el. Deci noi vrem să-i dăm cu, la prețul din 2010. Pe când inflația, și știm care este de atunci până acum. Hai să ne uităm la euro, cu tot trecut, din 2010 până acum. Da, și eu zic că e prea mic. Păi, prea mic, noi îl dăm, da. Îi căutăm și o lumânare, îl dăm cu lumânarea. Corectat cu prețul, cu inflația, cu procesul. Ce vorbim aici? Nu, dar mi se pare bună propunerea da. Mică. Da. Dar noi nu facem asistență socială cu un agent economic, în primul rând. Nu ne gândim. Vrea să emit, îl plătează. E bună propunerea, în sensul că dacă ai 8 metri pătrați, 8 ori 10, 80, ar plăti 80 de euro pe lună. Pe lună. Da. Și 80 de euro... De 1 milioane și 300 de euro. Păi, mi se pare și rentabil pentru noi și convine, cred că, și celui care... Păi, 3 case care ia el. Da. Abonament. Da. Păi, da, 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 da. Domnule, deci, da. Nu a fost propunerea cu 10 da. Euro, da? Da. Cine este de acord cu propunerea domnului Marin cu 10 euro? Nu n-am uitat de domnul Aureleanu? Marin, cam nu am uitat acolo și n-am văzut. Deci toată lumea este de acord cu 10 euro, da? Da. 10 euro pe lună? Minim. Pe lună? Da. Pe condiții de care? În care? În care? În ofertant. Atunci prețul poate să crească. Și simplu ca bună ziua. Ce să mai discutăm? Mare rost, mare rost, mai supăr. Nu, mai gata. Toată lumea a fost de acord cu 10 euro. Trebuia de viață. Da, nu le dăsesc cu prea bună și spune cum s-a făcut. Deci fixez prețul. Deci toată lumea a rămas așa, nu este nimeni contra sau să abțină. Acum trecem la divers. Ce se scrie la divers? Domnul Matieș, poftiți. Da. Deci, o problemă pentru domnul vice. Da, da. Cam aici e problema, care, cu diversele că nu sunt niciun. Cei care, deci societatea care colectează peturile, peturile pe zona Bogdana, internet, nu mai avem,
În mod normal, nu știu ce, cum e scris în contract, dar cred că ar trebui să facă un pic, dacă un pic de curățenie și în jurul, în jurul containerului după ce ia peturile. Pentru că lumea noastră este așa cum este și trebuie să o admitim cum este. Pune acolo sacoșe cu haine, bocanci, totul ceea ce n-ar trebui să fie acolo. Ori arată foarte, foarte urât. Două variante sunt. Ori să le ia de acolo aceste lucruri care nu sunt locul lor acolo, cei care fac de-a 416 și adună gunoaiele, cred că e cea mai bună variantă, ori cei care adună, iau peturile. Eu l-am întrebat pe ăla cu peturile, n-ai nicio obligație ca să iei gunoaiele? Deci nu. Deci, ia numai peturile. Deci, să fie în grijă acelor, deci să facă curățenie când vin băieții de la 416 să ia și acele. Luați peturile, dar face și curată. Sigur că da. E un contract pentru amplasarea lor. O făcut cu cineva, cu primăria, cu cineva. Bineînțeles, bineînțeles. Asta e o condiție. Îi pui, domnule, mie îmi faci curățenie. Asta zic că rămână în urma lor foarte urât. Da, de la un contract pentru deșeuri din plastice și tu vii cu chiloți, cu ismene, cu lumea aruncă acolo și deci cineva trebuie să le adune de acolo. Vreau să te faci la adunere și la îngrămădeală. Este să am obligate, deci poți să-ți pui chiloți și ismene, îi pui în tomberonul tău. Da. Da, atât, mulțumesc. Cine mai dorește? Mai am eu. În Rădeana, la capăt de linie acolo, au... Nu știu, Leonar știe, dar domnul Sărgin nu știe, nici Lucian. Oamenii mai doresc două stații pentru ploi, pentru zăpadă, cum a făcut la Chiralese jos, două stații, una la cum face curba la pod și una la sus la Nicșor Chiralese în câmp. La pod? Nu. Tu mai în capăt acolo. La ieșire de acolo. Mai faci 90 de grade. Da. Eu m-am dus acolo la deal, de câte ori îmi spune, domne, vrem o stație aici și una acolo. O coperi din ăsta. Acum, mai repetați-o dată unde vreți. Unde vreți stație, mai repetați-o dată. Una. În Egerea Mariei, acolo. În curbă la Ticul Chiralet. Așa. Deci invitați o locuință. Și a doua la Nicușor al lui Chiralet și la Aurel Chiralet. Deci în capătul străzii, aceeași uliță. În capătul străzii. Într-un capăt și celălalt. Da, da. Atât am. Aici, una, două aici, eu fac cinci. Da, cine mai dorește? Doamna. Este o problemă cu mijlocul de transport. În special seara la ora 7. Deci se face butinașul acumulat acest... Deci face și butinașul și Bogdana. Deci nu mi se pare normal ca după 12 ore de muncă să o iei roată, să te duci la Bogdana sau la Butinaș ca să facă aceste două curse. Deci au făcut din două curse una singură. Și plimbă ori Bogdăneni la Butinaș, ori invers. Nu mai ziua. Deci, seara, zice doamna. Doar seara. Și până acum... Dintr-o cursă face două. Deci exact. Nu două curse, merge la unul. Exact. La o încărcătură. Deci sâmbătă, duminică, așa era până acum, acum au făcut în fiecare seară, în fiecare zi. Da. Practic treaba asta. O regulă. Deci nu este corect. Păi eu am întrebat pe domnul șofer. De ce se întâmplă treaba asta? Păi de ce pentru un călător sau doi să facă două curse? Deci asta eu nu cred că este de la firma ATIC. Eu cred că este o înțelegere între ei ca și șoferi. Trebuie o adresă, la ori deci la OPC, ori la Consiliul Județean, cine a aprobat traseul. Deci nu se poate. Da. Licitația. Trebuie tot la ăștia cu firma, trebuie mers. Suntem foarte mulți naveli. Te duci degeaba la firmă. Ca să-i corejezi pe firmă, te duci la derulatorul de contract, din CJ. CJ-ul a aprobat traseul. Tu ai făcut un contract în baza traseului fixat de CJ. Și vezi dacă o respectă. La CJ, făcut o adresă ori de către primării, nu din cetățeni, cred că vine de primării venit. Cursă cumulată. Și specifica că nu respectă traseul de licitație, la orele respective. Nu, dar asta e procedura. A atenționat CJ-ul. CJ-ul a scos la licitație traseii, au participat mai multe firme, din care ATI sau cum se cheamă firma, nu contează. Da. O câștigat traseul. El când pe caietul de sarcini a spus, vii la 7, la 9, la 12, la 13, la 9. Asta e făcătură între ei.
Nu, așa nu. Deci eu, păi, cine dacă nu respectă... Urcă prin gotina. Să vorbesc, nu mai vină și ăla, băi, du-te numai tu și... Din Bogdana, ca sunt cazuri când pleacă din Bogdana și urcă și în gotina. A, deci mai rău. Și asta spune, poți să fie un accident. Și nu te dezbătumești, e asigurat. Ce ai căutat o mașină din șapte care era pe trafie? Iarna. De iarnă, și mai greu. Dar, din câte știu, când încep elev de școală, nu mai are de iarnă. Ia bate de la traseu. Ca în perioada asta, mi-e de iarnă. Dar care este semnalul? Eu nu cred că are o importanță când sunt elevi sau când nu sunt elevi. Este vorba de noi ca și cititori. Elevii învață dimineața, mai jocul dată. Până la 1-2, domnule, vă duci până la traseu. Adică ce e inițial. La 7 seara sunt puține elevi, elevii cei mai mulți sunt la 6. Dimineața, da. Da. Au dreptate, în sensul că dacă un călător sau doi, trei care pleacă la serviciu în oraș, trebuie să ducă vrând nevrând și prin Gutinaș. Exact! Sau când vine de la servici, urcă prin Gutinaș, dar ce treabă are omul ăla care ieși din servici să meargă prin Gutinaș în loc să vină direct la casă? Situația asta e explicată domnul primar, dacă vedeți nici din problemă. Domnule, dar se ducă cu jaba. Deci, nu poate să facă decât o sesizare către un reprezentant din primărie. Că nu primăria a contractat firmele astea. Deci așa cum a zis domnul Romic. Eu în 2008, 2007. Eu am participat la o licitație, în Băgonie Rădeană, și aici s-o ținut la Consiliul Local. Și eu am câștigat licitația, aveam două busuri puse la Rădeană. Domnul Rău, e că dați să mă ucapă, Roman Pașe. Tați semnat? N-au semnat. Și știu ce spunea Consiliul Județean. Dacă nu respectăm traseul, ne reziliați complet. Eu mai am o problemă. Mai spune rău că nu e problemă, vice primar, că ține de problemă. Am înțeles că e cu cineva trebuie să ia cuvântul omului de acolo și să-l traducă, să-l ducă. Odată ce se consemnează procesul verbal, o să citească domnul primar. A început defrișarea asta prin Bogdana. Malurile pârâului, pârâul Bogdana. A ajuns într-un loc acolo, a făcut frumos ce a făcut, dar a rămas gămedele alea cu piepte, iază un aspect curit pentru cei care. Și-au promis că vine pe acolo să le adune, să dea foc, să le igienizeze. Trebuie să o sucim, dacă se vede... Pleacă canicula. Arde și vezi, băi, că în altă parte ard păduri întregi. Pleacă canicula, că mai pericul. Da. Și asta este problema, să accentueze problema cu oamenii de, care sunt la... conduce activitatea la 416, să vină și să termine treaba acolo, că deja s-a scurs peste o lună de zile, timp în care s-a uscat și-a fost zare, ea și lemn. Asta. Da, da. Mulțumesc. Mai e cineva? Nu. Și eu aș avea o problemă, pentru că oamenii sar în capul nostru, pentru că eu, un tractorist care de la Dumbrava de acolo, vine pe râul nostru, la râul Chilie acolo, și ia balastru de 3-4 ori pe zi câte o remorcă. Și a noștri nu mai găsesc o lopată de balastru. Nu, dar pe noi și-i oprim, că n-au voie și alții vin și îi îmblată. În plus de asta, dărâmă malurile pentru că îi sapă în mal, face numai găuri și nu-l interesează. Oamenii mai trece cu mașini, cu căruți pe acolo și când se duce... Dar ce număr are tractorul ăsta? Că te rezolvă. Dar nu știu, nu știu. Nu știu problemă. Păi foarte bine. Nu știu. Când e acolo, să mă sun pe mine. Ca așa cum Șlușoare i-a dat amendă și pe Bogdană, domnul Ilea știe, când da, ai fost colegii mei. Având în vedere că tu ești specialist în probleme de care... Păi nu cere specialist, dar nu cere, dacă vreau să-l ajut... Da. E duci la grafie. Da, păi ăsta că nu are niciun sprijin politic, păi, da, e iar tractorul. Cine știe de cine, păi, cine știe că de cine... Cred că dacă era domnul primar, avea să spună că zona respectivă ține de apele românii și dacă nu ține de apele românii, ține de primărie. Păi, dacă ține de apele românii, se sare să facem care românii. Domnul Sfântie, da, nu știu. Posibil că iese pe domeniul primăriei, atâta timp cât părău da. Vine din păgură și până în albea trotul. Și deci așa ia până în albea trotul. Da, 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 dacă cineva face o dată de românii, vine imediat și așa. Ok, e pe drumul. Eu l-am luat la prea, casa mea de acolo, l-am luat la prea. Oamenii chiar m-au rugat să... Nu, n-ai voie să iei. Și, nu, și Torente, și astea, i-am răspuns din meteori și tot la... Că... Acum, e una când vii și ței pentru dumneata, dar el îl comercializează, el îl vinde acolo. Dă-te bine pe lângă Maric, te rezolvă, ce mai tot. Lasă că el mă rușesc. Îți trimite o mașină de bani. Da, dar mai sunt probleme? Nu. Nu. Dacă nu mai sunt, declar ședința închisă. Liber. Mulțumim. Mulțumim.